O nouă provocare pentru Stanislav Reniță. Luptătorul moldovean se pregătește să facă ravagii la un campionat de K-1 în Franța. Reniță vrea să câștige un turneu piramidă. Stanislav Reniță, campion KOK în categoria de 65 de kilograme, simte nevoia de a-și încerca puterile într-un alt turneu. Moldoveanul a decis să concureze la Partouche Kickboxing Tour, competiție care va avea loc în orașul francez Hyeres. Reniță se va bate în piramida, unde mai sunt 3 sportivi din Algeria, Liban și Franța. Sunt niște luptători destul de experimentați, sunt ambițioși, văd că luptă bine. Eu mă pregătesc să fiu în formă și merg după victorie. Reniță va lupta în semifinală, iar în cazul victoriei și în finală, în aceeași seară, moldoveanul este convins că adversarii săi deja îl studiază. Nu cred că se sperie, fiindcă fiecare luptă este o experiență, cum și pentru mine, așa și pentru ei. Eu întotdeauna mă dedic la maxim antrenament, să merg să arăt o luptă frumoasă și desigur să obțin victorie. Stanislav a mai luptat la turnee în alte țări. Îi place când moldovenii vin să-l susțină la duelurile sale. Antrenorul lui Reniță vede partea pozitivă a evoluției în străinătate. Se va simți mai liber, pentru că acasă oricum este încărcătura față de suporteri, este responsabilitatea față de suporteri. Pur și simplu așa nu auzi nimeni victorie acolo. Trebuie să muncești pentru victorie. Reniță va lupta la turneul din Hyeres pe 12 mai. Dacă va câștiga piramida, moldoveanul va reveni în Franța în noiembrie pentru a concura în Final Four.